Ce e? Nică, ai prins pârpăza? Nu, e gata masa. Nu, încă, dă sunet când e gata. Cine era la telefon? Era Nică, dar a zis că nu vine și-mi lasă mie părția lui. Cosarom, savurează diferența. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Prin biroul de turism ai bilete de avion Blue Air la cel mai bun preț. De acum vă puteți planifica călătoriile până în octombrie 2014, pentru că Blue Air a introdus deja orarul de vară pentru anul viitor. Grăbiți-vă și rezervați acum bilete de avion cu tarife începând de la 25,99 de euro pe segment de zbor. Detalii în agențiile biroului de turism. Biroul de turism, specialiști în concedii și bilete de avion. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Malete copii, diverse mărimi și culori, începând cu numai 6 lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Lorimer, aproape de casă. Este. Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Primăria Pașcanea a încasat mai mulți bani la bugetul local decât anul trecut. Vorbim de un bilanț pentru primele 9 luni ale anului. Cu privire la veniturile proprii, adică a taxelor și impozitelor locale,
plătite de dumneavoastră, dragi pășcăneni. Paradoxal, chiar dacă avem mai mulți bani la buget, cel puțin la nivel declarativ, pentru că declarația, iată, a fost făcută și prezentată de administratorul public în bilanțul pentru primele 9 luni ale anului, dar și de către edilul șef, acești bani nu se regăsesc în investiții comunitare. Edilul Pășcăneală a dat o explicație în acest sens în ședința de săptămâna trecută. Banii s-ar fi dus pe apa sâmbetei, adică pentru plata datoriilor moștenite de la fosta administrație, iar facturile nu contene să sosească. Și ați urmărit în emisiunile noastre, am mai vorbit despre această chestiune, tot apar facturi la plată. Ultima, de exemplu, care nu este înregistrată în contabilitate, este de circa 9 miliarde de lei și chiar a existat un proces în acest sens, fără ca juriștii sau reprezentanții primăriei să apere interesul comunității, datorie care, iată, trebuie să fie achitată în cel mai scurt timp. Tot în ședința de săptămâna trecută au fost dezbateri intense privind asfaltarea unor străzi din Pașcani. Asfaltare cu foiță de aur, probabil, având în vedere că aceste costuri sunt uriașe. Costuri prevăzute în studiile de fezabilitate. Asta deoarece așa a spus, a calculat proiectantul. Proiectant care, iată, evită să participe la ședințele de consiliu, nu răspunde invitațiilor făcute atât de către cei din primărie, dacă într-adevăr au făcut o astfel de invitație, nu răspunde nici invitației făcute de consilierii locali, care analizează și îndungă cifrele prezentate în ședință, tocmai pentru că sunt foarte mari. Bun, despre toate aceste chestiuni, despre aceste probleme, vom discuta în această seară cu invitații mei, domnul Marius Pintilie, consilier local PNL. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și domnul Ioan Danu, consilier local PPDD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Cei care au întrebări pentru invitații mei sau comentarii în legătură cu tema emisiunii, le pot adresa la numărul de telefon 0766-80644 și pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Domnilor, haideți să pornim discuția din această seară exact de la argumentul prezentat de primarul municipiului Pașcani în ședința care a avut loc săptămâna trecută în legătură cu această întrebare. De ce nu sunt investiții în Pașcani? De ce nu se fac investiții în Pașcani în condițiile în care, iată, ne lăudăm că avem, cel puțin în acest an, în primele 9 luni ale anului, avem încasări mai mari la bugetul local comparativ cu ceilalți ani. Vă rog. Nu prea am cum să comentez, pentru că așa o fi. Din ce am văzut noi în execuția bugetară, se pare că se plătesc niște lucruri din anii din urmă. De 4 ani sau de 8 ani sau de 10 ani, nu știu de când vin lucrurile astea din urmă, dar așa se pare că se plătesc acum. Până la urmă, din punct de vedere financiar, se pare că primăria Pașcani sau municipiul Pașcani stă binișor, în sensul că cel puțin suntem echilibrați. Avem ceva încasări suplimentare pe partea de concesiuni, pe partea de închirieri, care este un lucru bun, dat fiind și hotărârea de Consiliul Local de acum câteva luni de zile în care o parte din cei care aveau ocupat terenul public și nu aveau contracte s-au pus în legalitate și au achitat niște sume. Cu toate astea nu pot să-mi explic amorțeala care a cuprins administrația publică locală, apropo, nu neapărat de investiții de anvergură, dar, ce să vă zic, nu văd că se mișcă, nu se face curățenie în oraș, nu se mai tunde iarba, nu se mai, nu știu, curățenie pe la copaci, prin centru, pe aici, am fost pe scările mari, pe scările mici, deci în continuare, nu știu ce să vă zic, nu mi se pare că, chiar dacă avem niște bani în plus, să-i folosim cumva să fie mai frumos în oraș, să trăim mai bine. Eu sper că de la anul, de acum intrăm în iarnă. Mare lucru nu putem face, nu ne permite anotimpul răcoros, dar sper că de la anul să nu mai fie niciun fel de scuză, că până acum tot aveam scuza că nu facem din cauza celor dinainte.
nu știu, la anul nu o să mai fie scuze, eu îmi doresc să fie mai curat și mai bine pentru pășcăneni. Da, se spune că dacă nu facem primul an de mandat, atunci cu siguranță, dacă nu miști lucrurile în primul an de mandat, este foarte greu să demonstrezi în următorii ani. În primul an de mandat se fac majorările de taxe și impozite, după aceea nu mai are cum. Dar ținând cont că 90% din primării din țară sunt în pragul insolvenței, deci gândiți-vă că noi facem parte din cei 10% care încă... Și noi am fost. Am fost, ne uitam așa în prăpastie, știți, în 2012. Cred că din cauza că cheltuielile sunt ținute în frâu, totuși. Totuși nu mi-explic cum pot după un an jumate să mai apară facturi. Țineți minte că și la Strand a mai apărut o factură de 2 miliarde, acum a venit altă factură. Nu mi-explic cum pot să apară facturile astea. Îmi plic. Câte una pe lună. Da, bine, dar deci omul, dacă el n-a făcut nicio lucrare, cum poate să aibă pretenții? Deci nu s-a făcut recepție, nu s-a făcut nimic, totuși cum apare factura? Bun, haideți că vom discuta și despre acest subiect. Care este comentariul dumneavoastră? Avem bani, nu avem investiții. Ce se întâmplă? Banii nu sunt de ne dau afară, hai să fim serioși acum. Păi cât sunt ei, dar se regăsesc? Că sunt puțin. În investiții comunitare? Încep de acum înainte. Deci trebuie început proiectul PID cu străzile și acolo trebuie bani. Parcul la fel trebuie făcut și acolo trebuie bani. Și tot așa. Bun, 1 milion de euro, spunea primarul, dacă nu greșesc, au fost achitate datorii numai în acest an. Și mai sublinea un aspect, anul viitor bugetul va fi probabil discutat mult mai devreme, ianuarie, poate februarie, un buget, să zic așa, echilibrat, sper să fie așa și, într-adevăr, de la primăvară să fie lansate marile investiții, vom vedea care sunt, pentru că am mai discutat și în acest an. Asfaltăm străzi, dar iată, nu am obținut nu știu ce aviz de la guvern și așa mai departe. Întrebarea mea este, primarul, administratorul public, viceprimarul s-au transformat în niște contabili care administrează bani, citesc cifre, iar Pașcani a fost lăsat de izbeliște, pentru că așa se înțelege, așa se vede, iar oamenii și-au pierdut, sincer, răbdarea. Sau responsabilitatea aparține și consilierul local, care, iată, discut, dezbat, încearcă să înțeleagă anumite chestiuni. Imediat, vă rog. Consiliul local își are rostul lui și cred că toate problemele ar trebui să ajungă în Consiliul local, ar trebui semnalate în Consiliul local și noi, consilierii, ar trebui să facem tot ceea ce putem, indiferent de sorțe de izbândă, să rezolvăm din aceste probleme. Până la urma urmei, executivul, adică primarul, viceprimarul, administratorul public, sunt cei care ar trebui să se ocupe zilnic de problemele pășcănenilor. O problemă ar trebui să ajungă în Consiliul local atunci când problema nu se rezolvă, să zicem, ori în termenul legal, ori devine foarte gravă și trebuie dezbătută mai mult. N-am văzut un obicei al pășcănenilor din a veni la consilierii locali. Acum, asta știți că și noi la partide avem program de audiență. Acum, de câteva luni de zile, avem o cameră în sediu primăria, Consiliul Local, în care avem un loc în care să primim oamenii. N-am, vă spun sincer, în afară de una sau două probleme discutate pe stradă cu pășcănenii, n-am avut vreo cerință de a rezolva ceva în favoarea lor. Am înțeles. Și mi se pare destul de gravă situația din punctul ăsta de vedere, adică pășcănenii nu sunt obișnuiți să apeleze la consilierul local. Nu știu de ce. Dar pun o întrebare. Nici eu nu cunosc programul de audiență al consilierului local. Care este programul de audiență? Programul de audiență la partid este afișat pe... La dumneavoastră la partid? Da. Nu, dar programul... Consilierul local, da? Consilierii, nu știu, individual sau pe grupuri?
care acordă audiențe Pășcăneam. Nu cunosc să fie un astfel de program. Eu am ridicat problema, mi s-a spus că, i-am zis, dom'le, trebuie să ne contactați, să ne cereți o părere, dom'le, când puteți să faceți audiențe. Nu m-a contactat nimeni. Și eu consider că asta e din cauza organizării care s-a făcut în primărie. Pe cine să vă organizeze? Cine a făcut birou? Cine? Secretarul Consiliului Local ar trebui să organizeze acolo o procedură prin care în momentul în care vine un cetățean și vrea să ia legătura cu un consilier oarecare sau anume... Ați observat că nu are niciun chef să facă lucrul ăsta. Asta înseamnă că activitatea va rămâne în continuare blocată din acest punct de vedere? Nu știu, chiar nu știu cum funcționează acolo. Nici n-am primit vreo solicitare de 2-3 luni de zile. Exact, da? Ce v-am spus, asta trebuia să... Cred că în momentul în care cineva se prezintă la ușa primăriei acolo și unde avem un domn la informații sau nu mai ce este. Face... Este cu amprentă de acum. Ar trebui... E domnul amprentă sau cum? Nu. Zice că accesul în primărie se face pe bază de amprentă. Nu știu, de când asta? De astăzi. Am înțeles. Și v-ați lăsat amprentele la primărie? Sau dar cum? Nu pentru noi. Dar pentru cine? Domnul primar, domnul... Bun, dar dumneavoastră cum intrați în primărie? Zilnic, prin la... Cum se intre? Prin la ghișeu. A, intrarea secundară. Așa am înțeles, nu știu sigur. Da, intra și dumneavoastră, puneți degețelul acolo, s-ar putea să... Încerc și eu mai să vizionez, deschidă ușa, cine știe? Nu știu, persoană așa importantă... Bun, deci domnul amprentă păzește primăria, da? Dar de ce? E nevoie de așa ceva? Păi nu mai este domnul amprentă. Păi dacă este pe bază de amprentă, deci este automat. Și am înțeles, automat nu mai are amprentă, rost. Dar e nevoie de așa ceva? Categoric, nu văd rostul... Dacă ar fi așa, aș propune să vedem și desfășurătorul. Deci când intră, când iese și salarizarea să facă, să normeze normal. Să intre cu cartelă, da? Da. Cum se intră la o zi dacă e pe bază de amprentă, nu mai trebuie cartelă. Eu nu cred că este pe bază de amprentă, eu cred că e o glumă, deci nu... S-ar putea să nu fie o glumă. Eu știu, nu așa știu. Am înțeles. Am citit în presă. Ca să dai amprenta, cred că sunt niște proceduri speciale. Deci, acum sunt proceduri speciale la informațiile cu caracter personal. Sunt niște legi care... No. Dar putem să ne imaginăm că peste o săptămână poate trebuie să vă scanați retina. Cine știe până unde se poate ajunge? Haideți să revenim la subiect. Situația din oraș, eu zic că este și din cauza Consiliului Local, într-adevăr, a noastră, a Consiliului, eu mi-asum răspunderea pentru așa ceva și vedeți și dumneavoastră. Câte inițiative au consilierii locali? Stați că ajunge și la inițiative. Păi, multe, din cauza, puține, asta, păi, din cauza este... asta nu putem progresa. La consilierii din opoziție proiectele nu ajung niciodată pe masă, și la consilierii PSD le face domnul primar. Și asta e tot. Ei rămân așa într-o amorțeală acolo, doar votează... Haideți, ajungeți și la proiecte. Răspundeți-mi la întrebare. Cine mai administrează orașul? Cine mai este un fel de monitor prin oraș? Să meargă pe stradă, să vadă, doamne, este măturat, este murdar. Statuia asta, de exemplu, a ruginit săraca. Și așa mai departe. Sunt tot felul de chestiuni care nu sunt rezolvate. Dacă trei oameni, cei care conduc primăria, stau cu nasul în cifre permanent. Nu, sunt servicii. De exemplu, pentru curățenie este serviciul de salubritate. Eu nu cred că merge nimeni, să știți. Eu am văzut pe domnul Dumea prin oraș, sincer vă spun, chiar am ridicat o problemă cu genele de gunoi. Sunt unele zone unde nu sunt bine amplasate. A venit, s-a uitat, a identificat alte puncte de colectare și... Mai departe, mi-a sugerat, dom'le, pe un proiect de hotărâre. Ce v-a sugerat? Să fac un proiect de hotărâre. Și mai tare. Bun, și dumnealui să propună punctele de colectare. Am înțeles. Bun, încă o întrebare pe acest subiect și trecem la următorul. Mi s-a părut așa interesant de analizată următoarea chestiune. Au crescut încasările din concesiuni în acest an, deși argumentul administratorului public a fost următorul. Noi nu am încheiat contracte noi de concesiune și de închiriere în acest an. Asta înseamnă că am încasat mai mult pentru faptul că am mers și am colectat mai bine. Întrebarea este următoare. Iar diferența este de vreo 7 milioane și ceva de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Da? No, 700 de mii, poate. 7 milioane. 700 de milioane lei vechi.
De la concesiuni. 7 miliarde lei vechi, scuze. 7 miliarde care așa este, sunt 7 miliarde, de mii, da? 700 da. De mii de lei. Așa bun. Poate, da. O sumă destul de mare, de consistentă. Ce s-a întâmplat? Aveți vreo explicație? Ce anume s-a întâmplat? Ori nu s-a încasat... Din restanțe, exact. Nu din restanțe, din, aș explica, din chestiuni curente. Au de încasat din restanță și au... Au mai recuperat o parte de acolo, din restanțe. Nu, ei au spus din încasări curente, adică din contracte, plățile curente. Așa a fost explicația lor în plenul ședinței. Ce s-a întâmplat? Ce credeți că s-a întâmplat? Cineva n-a vrut să întindă mâna și să încaseze banii... anii anteriori și s-a făcut lucrul ăsta acum? Sau cineva împărțea banii luați de la comercianți? Așa, fără chitanță, fără factură, poate chiar sume mai mici, așa cum s-a auzit, s-a vehiculat din ce în ce mai mult, motiv pentru care, iată, sunt și foarte mult supărați acum în primărie, că nu mai reușesc să facă acest lucru. Sunteți uimit. Nu știu ce să vă zic. Semnale din punctul ăsta de vedere, exact. Nici eu nu am auzit, dar așa ceva. Dar o explicație, sunteți om de afaceri. Ce v-am spus? Din punctul meu de vedere, eu cred că s-a colectat din urmă. Ele sunt evidențiate separat, aceste restanțe. Și a fost o apreciere în legătură cu restanțele. Cât am încasat din restanțe și așa mai departe. Erau venituri curente, estimate pentru acest an. Asta s-a pus în balanță. Cât am estimat la începutul acestui an venituri curente, cât am încasat venituri curente. Deci, analizând ce spuneți dumneavoastră, îmi dau seama că dacă un comerciant are o suprafață închiriată sau concesionată, avea un contract de concesiune. Acum, dacă nu sunt alte contracte de concesiune noi, înseamnă că mergem pe alea vechi. Exact. Pe alea vechi, înseamnă dacă nu schimbi suprafața, exact, poți să schimbi valoarea. Sau n-ai încasat. Sau n-ai încasat, dar orice comerciant știe că, indiferent de, nu știu, cum poți să plătești un contract de concesiune fără să primești chitanță, adică nu poți, e cam greu să percepi. Cineva mi-a explicat în primărie, dacă nu este așa, stimați domn de la primărie, vă rog să mă ajutați să înțeleg și cu siguranță voi explica la rândul meu în această emisiune, cineva mi-a explicat așa. Vine agentul economic, încheie un contract cu dumneavoastră. Nu-l înregistrați. Îl țineți la sertar, da? Omul respectiv plătește, conform înțelegerei cu acei minunați funcționari din primărie care se ocupă de domeniul public și nu numai, iar dacă vine vreodată vreun control, automat contractul este introdus în circuit și devine valid. Asta e o noutate, deci chiar nu... N-am... Asta este explicația care mi-a fost oferită de cineva care știe ce vorbește în primăria Pașca. Și... Nu, odată s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. E prima dată când aud așa ceva și... Nu, eu n-aș putea să cred. Pentru că un contract, dacă este înregistrat... Nici pe mine. Și sumele trebuie că, dacă nu, el rămâne restant. Domnul Danu, dacă nu e înregistrat, nu are restanțe. Iar șpaga, știți bine, nu este contabilizată. Deci cum, după aceea îl anulează? De exemplu, ține păi dacă nu e înregistrat, nu are ce să anuleze. Nu e înregistrat, deci, nu are dată. Deci cetățeanul respectiv folosește domeniul public. Da. Și va admira lucrul ăsta. Știți cât sunt în Pașcan care folosesc domeniul public fără să aibă? Ați văzut lista lui Ioniță, lista lui Popescu, lui Ionescu. Tot felul, tot mai mulți care au apărut, care nu aveau niciun fel de contract. Nu vorbim de o palmă de pământ, vorbim de suprafețe. Și să înțeleg că o parte din suprafețele astea, dar nu sunt contracte noi totuși, ci sunt contracte vechi. Probabil, nu știu. Ideea e probabil bine. Probabil cineva din primărie a venit și a spus așa, aduceți-mi mapa cu contracte. Și le-a oficializat pe toate. Așa. Și acum haide să le încasăm. Să le încasăm. Și am înțeles. Ce e și lucru bun. Atunci, felicitări. Dacă este așa, înseamnă că e înspre bine. N-am zis că e bine. Înspre bine. Ce posibil, nu aș putea să... Bun. Înainte de a trece la chestiuni serioase, la cifre, la asfalt, la foiță de aur pe asfalt și așa mai departe, eu vreau să vă întreb ce părere aveți despre ce s-a întâmplat, minunăția care s-a întâmplat la sala de sport din fața Colegiului Sadoveanu. Au venit sportivi, au venit cu un braț de medalii și administrația i-a răsplătit. Ieșiți afară din sală, da? Din 5 antrenamente mai faceți 3. Așa. Pentru a-i lăsa pe alții care nu fac performanță, dar vor să facă în viitor performanță, deși nu-și fac nici măcar orele de sport. Cunoașteți situația, cunoașteți subiectul, îi cunoașteți și pe copii, și pe antrenori.
A procedat bine administrația locală în tot acest scandal? Sau nu cumva a pasat responsabilitatea în curtea școlii, în curtea colegiului Sadoveanu? Eu așa cred, ăsta este sentimentul meu, având în vedere că, iată, poziția administrației locale nu a fost una dintre cele mai fericite. N-a fost o poziție fermă, nu? Și în folosul sportivilor, deși vă aduceți aminte, au existat promisiuni clare, certe, din partea administrației locale că nu vor avea de suferit acești sportivi. Vă rog. Eu mi-ați ridicat la fileu un subiect că, după cum știți, de un an de zile, sau cu un an de zile, eu am atras atenția în ședința de Consiliu Local că mai devreme sau mai târziu vom avea o problemă. În momentul în care transferăm administrarea acestei săli de sport de la CSM la Sadoveanu. Vă dați seama că în momentul în care sala este administrată de către Colegiul Sadoveanu, Consiliul de Administrație a Colegiului Sadoveanu, în hotărârea pe care a luat-o, a fost foarte subiectiv. A ținut mai mult cu partea care favoreza, să zicem, activitatea de la colegiu. Eu acum un an de zile am spus, domnule, trebuie să avem grijă, pentru că acolo e o chestie foarte delicată. Avem un club de Coanchedo care are foarte multe rezultate și foarte mulți membri și reprezintă un simbol pentru oraș. În momentul în care dăm puterea, să zicem, administrativă colegiului, noi, oamenii politici din oraș, nu vom mai putea face nimic. Pentru că la Colegiul Sadoveanu, hotărârile se iau de către un consiliu de administrație în care sunt doar 3 consilieri locali, restul sunt profesori. Vă dați seama că orice hotărâre de acolo tinde mai mult să fie cu caracter, cum să vă spun eu, educațional sau exact, în favoarea profesorilor. Deci, în momentul în care noi luăm această putere și o dăm Colegiului Sadoveanu, noi nu mai avem frâiele prin care să protejăm eventual clubul Coanchedo. Pentru că rolul Consiliului Local trebuie să privească lucrurile pe ansamblu, pe tot orașul. Și să facă un echilibru până la urma urmei între toate activitățile care sunt. Mai mult decât atât. Am explicat că dacă peste un an de zile mă întâlnesc cu un părinte a cărui copil făcea sport la clubul Coanchedo și mă întreabă pe mine, domnule, dar cum ai putut ca să scoți copiii de la Coanchedo din sală, că nu se mai fac antrenamente acum marța și joia, eu voi fi în situația în care pot să zic, domnule, nu mai stă în puterea noastră că am dat hotărârile la Consiliul de Administrație de la colegiu. Puterea. A fost puterea transferată. Deci nu mai stă la noi. Chestia asta nu este suficientă pentru un părinte să fie mulțumit. Pe el îl interesează în continuare să aibă copilul la club. Acum, eu nu zic că cererile domnilor profesori nu sunt justificate. O fi și justificate, dar eu cred că un pic mai mult analizată situația, se găsea loc pentru toată lumea, inclusiv cu anchi 2, cu 5 antrenamente pe săptămână, pentru că, nu știu ce să zic, cred că s-a trecut superficial peste problema asta. Am văzut oameni plângând. Am văzut doamne care erau total dezamăgite, care veneau o dată pe săptămână sau de două ori. Eu vă spun sincer, înainte de ședința Consiliului de Administrație de la Colegiul Sadoveanu, eu am avut încredere în decizia Consiliului de Administrație. Până la urma urmei, am fost naiv și am avut dreptate acum un an de zile. Cineva din Consiliul Local m-a acuzat pe mine că fac politică, nu știu de care, că a mai fost altcineva pe scaunul ăla care tot așa o dădea cu politichia. Că aici e o chestie de administrație. Și eu le explicam, domnule, e o chestie de principiu. În momentul în care mut puterea la Consiliul de Administrație de la Sadoveanu, noi, consilierii, nu mai putem face nimic. Și asta este. Doar dacă facem invers. Luăm sala de la Consiliul Sadoveanu, o aducem din nou în administrarea Consiliului Local și noi, consilierii care ar trebui să hotărâm
soarta orașului, ar trebui să hotărâm soarta orașului, să o dăm o altă hotărâre și să facem cumva să echilibrăm lucrurile, să fie din nou pe făgașul normal. Iată, mă ajută colegii de redacție o secundă. Doar 10% din încasări au fost restanțe, din încasările din chirii și concesiuni, iar în această lună, în luna octombrie, s-au mai încasat încă 1 miliard de lei. Deci, da. Pe bandă rulantă. Da. Bun. Ați fost practicant. Greșesc? Da. Bun. De ce trebuie să fie alungați campionii din sala de sport? O să vă spun pe scurt, așa. Este o vorbă. În pomul care face roade, omul totdeauna dă cu pietre. Și așa e și la Pașcani. Dacă domnul Covaci n-a reușit să-l închidă comuniștii când erau vremuri mult mai triste ca acum, uitați că după 23 de ani urmașii lor au reușit așa ceva. Nimeni nu credea. Na. Acum, noi ca consilieri locali, eu consider că ar trebui să avem niște proiecte cu mai multe terenuri de tenis, abrement. Nu fugiți de subiect. Spuneți-mi cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme. Haideți să nu lăsăm așa, pentru deci, că... Deci, din punctul meu de vedere, sala de sport să fie trecută în administrația Consiliului Local. Cine să o facă? Domnul primar, pentru că eu chiar dacă fac un proiect, nu mi-l bagă pe masă. Dar o să încerc. Deci nu e... Dacă nu are reușit. Poftim? Are ceva cu dumneavoastră? Nu. Dacă nu, ați vrut să-i monitorizați consumul la... Să-i puneți GPS pe mașină? Nu, de asta. Nu m-a interesat consumul la domnul primar. Bun, cum facem cu sala? Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui trecută în administrația primăriei, înapoi. Consiliul local. Pentru că cheltuielile tot noi le susținem până la urmă. Ei spun că sunt susținute de acum din costul per elev. Dar spuneți-mi, măcar câțiva consilieri local pot lua o astfel de inițiativă, să facă un proiect de hotărâre, eventual o ședință, dacă nu extraordinară, să mobilizeze, să miște puțin lucrurile în sensul ăsta. Sigur, eu chiar aveam de gând luna asta să inițiez un proiect din punctul ăsta de vedere. Bun. Indiferent de rezultat. Indiferent de rezultat, da. Asta este, până la urmă, nu e nicio problemă. Să votăm din nou. Să ajungă barul pe masa consilierilor, eu asta îmi doresc. Să ajungă să discutăm. Consilier. Ce faci? Să-l discutăm, bară. Dar de ce credeți că primăria a încercat să scape de responsabilitate? Și a pasat această problemă... Domnul primar, ce a spus din cauza cheltuielilor? O parte din cheltuieli să fie susținute din costul per elev. Bun, dar și sportivii care se antrenează plătesc. Își plătesc cheltuielile acolo. Da, da. Bun, revenim că se mai încasează bani, nu numai de la Coanchido, mai sunt care joacă și fotbal sau mai știu eu ce activități se mai fac acolo, contra cost. Deci, din punctul meu de vedere, banii n-ar fi o problemă așa de mare pe cât se spune. Am înțeles, dar dacă acești sportivi închid și pleacă din Pașca, s-a discutat despre astfel de variante și n-au ajuns încă la un rezultat final. Încă cei doi antrenori sau fondatori ai clubului încă discută serios, analizează această problemă. Dacă mâine vin și spun așa, m-am săturat de mizeriile voastre. M-am săturat de problemele pe care le faceți. Plec la Iași. Ce se va întâmpla atunci? Vom face ochii mari și vom spune la revedere sau ce? Să fie pierderea noastră ca consilieri în primul rând, și administrație, respectiv și a domnului primar, pentru că toți ne-am folosit de numele lor și în campanii electorale și politic și toți s-au folosit. Da. La sala acolo, ca să închei și eu subiectul, știți că e chestie încurcată cumva acum. Sala este administrată de Colegiul Sadoveanu. Cine colegiul, este proprietar? Eu nu văd deloc. Colegiul Sadoveanu nu are chei de la sală. A. Da? Deci administratorul nu are chei de la sală. Și cheile de la sală sunt ținute de către un salariatul al CSM-ului. Da. Și vă dați seama că... Deci, eu cred că de la început cineva nu s-a gândit cap-coadă cum să rezolvăm problema acolo. Va?
Bineînțeles că ăla este un lucru dorit acolo. Toată lumea vrea să facă sport, eventual gratis și în centrul orașului. Mai avem o sală la stadion. Dar sunt și dar vă dați seama, pentru 100 și ceva de copii care au vârste, eu știu, nu știu, de la 5 ani, la 5 ani până la 20 și ceva de ani, e greu să îi duci la stadion în zona aia, mai ales iarna. Mai ales seara de la, zici, iarna. E clar, nu, că aici pentru este... cine? Pentru cine? Adică pentru ce să fac un astfel de sacrificiu? Pentru că cineva vrea să, un profesor, 2, 7, nu contează, vor să facă ore suplimentare de sport după ora 7:30, după orele de program, în timp ce nu își fac orele de program. Să fim serioși. Deci profesorii respectivi, dacă ar fi avut o... Deci ei au o vârstă. Ar fi trebuit să arate o performanță. Deci acum la aproape de bătrânețe scoți performanță. Haideți să fim serioși. Nu, eu rămân la părerea că profesorii de sport de acolo nu trebuie privit subiectiv cine este și ce fac, cum îi cheamă și ce au făcut. Deci sunt niște profesori de sport care... Bine, dacă, dar ei au ridicat problemele. Da, dacă ei doresc să facă performanță și să facă ore suplimentare cu copiii de la Liceul Sadoveanu, trebuie găsită o soluție. Și sunt convins că sunt portițe orare care le-ar permite să facă și acele ore. Deci, dar trebuie luat în amănunt. Dar ei vor să facă exact când campionii făceau antrenamente. Dumneavoastră, dacă erați profesor de sport, insistați să vă faceți un astfel de program exact atunci când ceilalți... Nu există ceilalți... aici, în sport nu există. Mai ales că sunt sporturi diferite, nu există competiție cum este în economie sau... Deci trebuia să găsim, nu știu, Consiliul de Administrație de la Sadoveanu trebuia să găsească, domnule, stai să vedem ulea că cine face sport, câți ani au, ce clase sunt, când au ore, găsim o variantă, hai să mutăm o jumătate de oră mai încolo, hai mai încoace, hai să vedem. Eventual făceam o concesie și renunțam la o zi de la Coanchido. Nu știu, ceva altfel făcut, în așa fel încât să încapă toată lumea. Un compromis, ceva trebuia făcut acolo. Cum să vă spun, a fost prea mult. Deci ce, 2 zile din 5, în momentul în care acolo sala este aproape plină tot timpul, sunt și niște doamne care vin și fac... Și e o greșeală? Nu, pe tocmai de asta. Nu, dar toată lumea interpretează chestia asta, indiferent de cum unii domni profesori au găsit să se exprime. Sunt niște doamne care vor să facă sport și asta este un lucru bun și pozitiv și trebuie susținut până la urma urmei. Dar cu ele sau fără ele, oricum sala era pe jumătate plină cu copii. Exact. Deci bun. Nu știu cât cântăresc prezența doamnelor acolo. Nu încurcă cu nimic. Până la urma urmei, cred că, nu știu, cineva nu vrea să ia o decizie, cineva se ferește să ia o decizie sau... Până la urma urmei, lucrul stă în detalii. Trebuie să intri în problemă. Nu știu dacă până la urmă chiar primarul ar trebui să facă programul. Nici chestia asta nu cred că. Dar primarul cred că ar trebui să transmită un mesaj. Și să nu uităm Consiliul Local aprobat. Eu ce să vă zic? Deci eu preferam să mă înșel eu. Cum am spus și la ședința asta. Dom'le, prefer să mă înșel eu cu asfaltul. Dar tot Consiliul poate, să repare. Dați vina pe mine. Voință. Deci numai să nu se întâmple ci ceva rău. Vă rog să întrebați pe domnii consilieri când se pun în discuție cererile de concesionare sunt un an de zile, sunt de un an de zile în primărie și nu s-a mai dat niciun răspuns. Poate ni se dă răspunsul cât mai curând. Eu îl rog pe domnul pe care v-a trimis SMS-ul să mă contacteze, dacă nu vrea să ne întâlnim la sediul partidului, să mă contacteze, să-mi dea documentul și eu, în mână cu documentul de depunere, voi merge din birou în birou la primărie să aflu răspunsuri. Altceva nu pot să fac și personal am cereri de concesiune pe firmă de 10 ani la primăria Pașcani, care nu am primit un răspuns. Foarte tare. Bun, dar e un fel de gaură neagră. Primăria Pașcani, ce se întâmplă cu documentele? Nu vorbesc de proiectele dumneavoastră, dar în general, iată, documentele, cererile cetățenilor, de exemplu. Deci eu nu prea am avut treabă cu primăria, ca să zic așa, să mă duc să-mi bag hârtii sau să scot sau chestii de genul ăsta. Și eu sunt de acord cu domnul Pintilie. Cine are o problemă? Noi avem și noi program de audiență. Poate să vină cu un document, cu o hârtie.
și mergem mai departe să vedem ce se întâmplă. Aia s-a venit pe listă în Consiliul Local. Consilierii au venit pe listă, vă aduceți aminte, care a trecut prin Comisia de Urbanism. Câte erau? 70 de cereri sau ceva de genul ăsta? Trecut în comisia, este o comisie de concesiuni. Așa, despre ea discutăm. Bun, nu știu ce s-a discutat acolo. Deci noi nu suntem în comisia de concesiuni. E adevărat, dar un document în sensul ăsta tot a fost făcut și n-am ajuns la niciun rezultat, nici cu ăla. Nu. S-a propus atunci să se bage la mai multe concesiuni odată, că sunt multe de discutat. Au fost discuții în sensul ăsta. Dom'le, hai să le analizăm pe toate, nu așa a fost la început de mandat? Fost dacă niște dați voie, deci, eu cunosc subiectul pentru că am avut și eu acolo o situație și până la urmă o soluție s-a dat. Deci, a fost o listă de 50 și ceva de cazuri în care o comisie din 2010 a identificat niște spații ocupate. Abuziv. Dar nu vorbim de alea. Sunt de cele care? De concesiune depuse de tot felul, de oameni simpli sau oameni de afaceri. Și așteptau un răspuns pentru dezvoltarea unor sau pentru construcții. Lista, domnul Danu nu cunoaște lista, vă asigur că domnul Pleșca cunoaște lista pentru că a făcut o promisiune că se vor rezolva în cel mai scurt timp. S-a discutat în ședința Consiliului Local, doamne, veniți, haide să facem, să trecem. Eu pot să vă spun din punctul meu de vedere, că orice concesiune care respectă legea, în sensul că nu blochează o stradă, un trotuar, dar de ce documentele nu ajung în dezbatere publică, în dezbaterea Consiliului Local? Ce se întâmplă cu circuitul acesta? Noi nu știm. Cererea, de exemplu, o cerere are un termen în care trebuie să dea un răspuns. 30 de zile, da. Cetățeanul respectiv. Deci trebuie să ducă să ceară un răspuns mai departe. Păi, vă spuneam că noi nu primim solicitări. Eu nu primesc solicitări din partea cetățenilor. Cetățenii din orașul Pașcani nu au obișnuința asta de a apela la consilieri, nici nu-i consideră, cred că, reprezentanții lor. Îi consideră niște oameni care cred că trebuie să-i votăm și noi acolo, că încă, poate o să fie mai bine. Mentalitatea asta, Pașcani este condus de primar. De primar. Pentru că pe vremuri primarul a avut foarte mare putere și are în continuare, bineînțeles, dar și consilierii reprezintă ceva. Deci ar trebui funcția de consilier să fie luată... Reprezintă legislativul. Legislativul, da, dar știți, până la urma urmei... Adică cei care pot să propună și să facă... Eu cred că pe vremea primarului Rățoi... Primarul era mai puternic decât tot Consiliul în loc. Și pe vremea primarului Grigore Crăciunescu, atâtea de multe conflicte au fost în Consiliul Local, că Consiliul Local s-a discreditat și concluzia pășcălinilor a fost că oricum acolo nu se face nimic decât să ceartă dimineața până seara. Posibil să fie și o astfel. Și atunci, probabil că și pe noi astăzi, chiar dacă nu avem intenția asta, avem intenții bune, eu cunosc pe domnul Danu de foarte mult timp și sunt convins că are intenții bune pentru oraș, cred că în continuare pășcănenii ne privesc așa ca pe niște, nu știu, pe niște oameni care ocupăm un post acolo. Sau care aveți un interes. Sau care avem un interes, probabil câștigăm un milion în plus. Haideți să vorbim despre interese. Ce interes aveți dumneavoastră în calitate de consilier local? Sau ce interese ați avea să puneți aur pe străzile din Pașcani? Așa s-ar putea interpreta în condițiile în care putem sau analizăm prețul propus de proiectanți pentru asfaltarea câtorva străzi din Pașcani. Documentele, studiile de fezabilitate au revenit în dezbaterea Consiliului Local. Au fost discuții săptămâna trecută, chiar anumite accente nervoase în cadrul ședinței. Ce se întâmplă de fapt? Din punctul meu de vedere, această investiție nu se derulează cum ar trebui. Fac o paranteză, cer scuze. Cererile ajung la primar și sunt trimise la patrimoniu pentru analiză. Dacă sunt legale, trebuie să ajungă în Consiliul Local. Cineva blochează circuitul acestor deci documente. Deci dacă este legalitate, deci rămân dar nu-i corect, stați așa un pic. Eu pot face o cerere către primărie pe un lucru, să spunem, hazliu, ca să nu-i spun altfel, da? E dreptul meu. Eu sunt cetățean în orașul Pașcani, fac o cerere. Vreau să mi se dea mie Palatul Cantacuzino. Ok. Cineva se ocupă cu blocatul deci cineva și ținutul hârtiilor în nu știu, trebuie răspuns conform legii, conform cultare, nu aveți dreptul ăla sau nu puteți face aia sau vă rog să completați documentația cu ce trebuie. Deci, nu știu, trebuie, indiferent de domnilor ce este, de la trebuie primărie, răspuns până la urmă. Fac un apel așa se procedează. Schimbați denumirea Serviciului Patrimoniu. Scriți acolo arhivă. Nu? Cred că mai degrabă s-ar putea denumi așa. Arhiva
cererilor dumneavoastră, de exemplu, și sunt convins că în felul ăsta s-ar justifica mai bine salariile funcționarilor de acolo. Vă rog, rămăsesem la aur. Da. Din cauza prețului care am văzut și eu, am studiat și eu un picuț, să văd efectiv despre ce este vorba. Mi s-au părut prețuri foarte mari. Într-adevăr, conform unei hotărâri de guvern, 363 din 2010, este fixat un standard de cost pe kilometru de drum. Este 11 miliarde 500 fără TVA. Cu tot cu TVA ar veni undeva la 14 miliarde 300. Dacă se ia după standardul ăsta de cost, prețurile nu ar fi așa de mari. Dar, în realitate, nu mai sunt prețurile alea. Nu știu cum a fost făcut standardul ăsta de cost. Uitându-mă mai departe, de exemplu, am văzut la un Harghita. Ei au luat, au făcut un proiect de hotărâre și în care au stabilit standardul de cost pe baza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2011-2012. Haideți că au adormit telespectatorii. Mai exact. Haideți mai pe românește. Da. Ce a trebuit făcut? Primul rând, trebuie să stabilim standardul ăsta de cost. Deci nu poți să mergi pe ăla din 2010. Ăla este informativ, așa, bun, și relativ. Și dacă ăsta din 2013 e mai mare? Păi, ăsta este făcut pe baza licitațiilor din anii 2011-2012. Deci cu ce preț? Ăsta este prețul de piață. Și domnul primar, deci poți să pui, deci cât e ăsta? Este 60 de miliarde. Bun, licitația va regla prețul de piață, dacă este o licitație corectă. Aveți o explicație de ce proiectantul, Dumnezeu pe pământ, aici la Pașcan, proiectantul este Dumnezeu pe pământ. Nu știu ce face proiectantul, zile, n-am putut proiectantul să spune cum să cheltuim banii, cât mai mulți dacă se poate. De ce s-a ajuns la un astfel de preț? N-aș putea să vă spun, n-am putut să iau niciun punct de vedere al lui. Se justifica? În punctul meu de vedere, nu. Deci în condițiile în care în alte părți kilometrul costă 7 miliarde 300 cu TVA sau 5 miliarde 900 fără TVA și am și documente justificative, astea sunt din februarie 2013. Deci este prea mare, da? Deci se poate și cineva mai ieftin. Cineva vrea să fure banii ăștia, în opinia dumneavoastră? Acum, până nu ajunge la licitație și vedem finalul, deci nu pot să acuz pe nimeni. Vă dați seama, în condițiile în care licitația se desfășoară cinstit și corect, poate să ajungă la prețul ăsta. Eu nu pot să zic acum da sau nu. Dar pentru că am fost pus să votez un deviz de lucrări, eu mi-am expus punctul de vedere. Am înțeles. Nu mi s-a părut normal. Deci cum este aici, aici merg... Deci v-am spus, prima dată, standardul de cost, după care se iau cantitățile care se folosesc și după care se face devizul de lucrări. Și mult mai simplu de înțeles pentru toată lumea. Vă rog. Eu aș vrea să prezint lucrurile un pic altfel. Ceea ce a spus domnul Dan nu mi se pare corect. Până acum aș vrea să-l completez. Noi suntem consilieri local. Când alegi un consilier local, cetățeanul nu poți să știi de ce îl alege. Omul ajunge acolo cu un consilier local pentru că a fost votat. Poate program unul... electoral, avem un program electoral. Program electoral, acum știți că poate fi și o doză de simpatie, poate fi și o doză de simpatie, poate fi o doză de încredere, poate cineva, de exemplu, are o profesie care nu are legătură cu datele astea tehnice care le avem noi prezentate în față. Cât e grosimea la asfalt, cât e... Deci nu-l interesează. Vă dați seama că eu... Vă spun sincer, fac eforturi să înțeleg lucrurile astea, pentru că, ca și domnul Danu, mi-este greu să mă duc acolo să votez ceva așa, domnule, ia și votează, dar mai nu contează prea mult că se reduce la licitații, nu vă faceți probleme, o să fie bine, o să fie mai ieftin, voi totuși trebuie să-l votați acum. Ei, așa îmi place mie să cred că, măcar cât pot eu și cât îmi permite timpul, să studiez documentele. Din punctul ăsta de vedere, eu vreau să vă explic că Consiliul Local este cumva legat la mâini și la picioare, este legat la ochi. Mie mi se pare normal, la un moment dat, că era vorba despre Comisia Tehnico-Economică de pe lângă Consiliul Local, așa am înțeles eu.
Dar se pare că nu este. Este parte din aparatul executiv al primarului, dar cred că ar trebui noi, consilierii locali, că putem avea profesii. Nu știu, eu sunt frizer, da? Sunt frizer și nu mă pricep la datele astea tehnice. Ar trebui să avem un sprijin, o comisie, niște oameni pe care să-i întrebăm. Domnule, e bun acolo 6 cm de asfalt sau ar trebui 10? E cam mare prețul ăsta, e cam mic prețul ăsta? Niște oameni care au o experiență, care lucrează în niște posturi, nu știu, mă gândesc, la facultăți, la ingineri, economiști, și în oraș, până la urmă urmei, dar și de la Iași sau din altă parte, și să putem să-i întrebăm, noi, consilierii locali, la un moment dat, să putem să-i chemăm o dată pe lună și să, domnule, ajutați-ne, explicați-ne, ca noi, consilierii locali, obținând repede informațiile de la dumneavoastră, să putem lua o hotărâre în cunoștință de cauză. Noi nu avem așa ceva. Deci noi ar trebui să avem un ghid în ceea ce reprezintă legalitatea în secretarul Consiliului Local. Bun, aveți încredere sau nu în secretarul primăriei că apără legalitatea actului administrativ? Parțial. Deci eu vă spun parțial. Dar dacă totuși avem pe cineva care ne ghidează din punct de vedere legal, totuși nu avem pe nimeni care să ne ajute din punct de vedere tehnic. Nici la partid nu este. Pentru că eu mă așteptam totuși la partid, asta ar fi funcția unui partid, asta ar trebui să se întâmple la partide, acolo să fie niște specialiști care să ofere ceva rezultate, ceva propuneri pentru consilierii, nu? Din Consiliul Local. Nici la partid nu are deci asemenea resurse. O structură, domnule, măcar, chiar dacă nu am la Pașcani, să pot să sun pe cineva la Iași, noi, PSD-ul, PPDD-ul, oricine, să sun, domnule, avem în cadrul partidului nostru cineva care se primește, se pricepe la drumuri, am lucrează, înțeles. Face, da. Deocamdată nu am văzut așa ceva. Haideți să răspundeți de și lucru. Dumneavoastră la... Ajung acolo, deci imediat ajung. Mai avem câteva minute și mai am câteva întrebări. Da, imediat. Deci, noi, Consiliul Local, suntem legați la ochi. Nu avem niciun sprijin din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles că studiind materialele, avem și noi niște dubii. Eu, de exemplu, am avut un semn de întrebare apropo de grosimea stratului de asfalt care vine turnat pe strada Dragoș Vodă. Și vă spun de unde am avut acest dubiu. Eu, având punct de lucru la Lespez, în toată perioada în care drumul de la Pașcan la Lespez, DG-208, s-a construit, am trecut peste tot felul de straturi de asfalt care s-au depozitat acolo, s-au așezat. Și am constatat că erau mai mari de 10 cm. 10 cm, vă dați seama cât este, este relativ puțin. Și atunci am zis, domnule, dacă ceilalți au turnat mai mult de 10 cm, noi, dacă turnăm 10 cm, este suficient? Pentru că pe acolo, vrem nu vrem, acum, trec camioane. Și acei 10 cm vor mai rezista 3-4 ani de zile. Acum, poate eu mă înșel. Poate este un semn de întrebare nejustificat. Era foarte simplu. Dacă aveam consultantul la dezbateri sau dacă cineva vrea să rezolve problema, zic, domnule, mi-am notat, voi suna și voi întreba proiectantul. Întrebarea mea la ședința de consiliu a fost mai întâi, domnule, proiectantul dacă greșește, poate fi tras la răspundere? Ați văzut pe cineva vreodată plătind în administrația locală? Un contract cu un proiectant. Da? După 3 ani de zile se constată că lucrarea nu corespunde. Analizăm documentele, vedem că executantul a făcut ceea ce trebuia, este greșeală de proiectare. Întreb și eu, până la urmă, cineva răspunde pentru greșeala de proiectare? Nu. N-am primit un răspuns. Am primit asigurări, da, este un contract, dar n-am înțeles cum. Deci proiectantul merge pe standardul care este. Deci noi ce vrem să facem acolo? Să reabilităm un drum județean de categoria 3-5. Proiectantul întocmește documentația aferentă. Să zicem că este corect. Dar dacă greșește, domnule, uman, poți să greșești. Chiar nu putem presupune că un proiectant deci, poate să greșească. Dacă documentația spune, deci pe drum județean, stratul de asfalt este de 6 plus 4, el pune 6 plus 4, mai mult de atât ce se face. Și dacă, de fapt, documentația prevede 10 plus 5? Nu. Deci documentația spune clar. Deci drum județean, reabilitare drum județean, standardul este ăsta. Știți dumneavoastră.
Uitați ce scrie aici. Păi nu știu ce scrie acolo. De el spune. De ce asta zice? De cifrele sunt mai puțin importante. I-am pus o întrebare care poate nu este justificată, dar eu repet, eu nu mă pricep. Da. Deci, bun, am întrebat. Am făcut rău că am întrebat? Trebuie neapărat cineva să se supere că am întrebat? Domnul Danu, haideți să luăm un alt exemplu. PIDU. Da. Tot pe cifre. Tot cum arătați dumneavoastră. Tone de hârtii. Bine că el a fost modificat. O secundă. Da. Tot așa. Fostul primar a venit și a spus. Proiectanții mi-au spus. Proiectanții mi-au desenat. Proiectanții au arătat. Ceva. O secundă. Și iată, acum avem probleme extrem de serioase în implementare. Se chinuie să... Din cauza cui? Da. Al proiectantului. Păi da, dar acolo este altceva. Ce e altceva? Deci, dar tot nu, de banii deci, noștri vorbim. Nu. Da, bine, așa este, dar în PID spune, este vreun standard undeva, spune... Nu, știți unde sunt, acolo e și mai grav. Acolo este și mai grav. Deci cantitățile de materiale acolo prevăzute în, în hârtii nu coincid cu cele care trebuie reale puse în operă. Ori... Da. Vorbim de chestiuni elementare pentru orice proiectant. Acolo sunt de acord cu ce spune colegul meu. Nu știu, e posibil, deci eu nu zic deci, că e... Acum dumneavoastră vă pricepeți, spuneți-mi. Nu mă pricep, pe drumul județean, dar judecând logic. De la, care vine de la Lespes până la Pașcani. Circulația camioanelor pe tonaj din ăsta maxim este permisă sau nu? Spune 11,5 tone. Maxim pe drumul județean? Da. Deci camioanele alea care vin cu 40 de tone, bun, ce facem cu haideți, ele? Haideți să la concret. Dincolo de această chestiune, și eu cred că, doamne, în fiecare contract ce ai făcut? Am tras o linie. Clauză răspuns. Dacă nu e dreaptă, plătești. Așa trebuie în orice chestiune, pentru 3 lei. Nu? Ați văzut ce a spus primarul. Doamne, acum căutăm proiectantul, a dat faliment. Căutăm pe altul, ne cere aproape cât a dat pe proiectare. Da. Și așa mai departe. Ori, nu se poate ca primăria să plătească permanent în fiecare zi sau noi plătim până la urmă, știți? Ba, pentru toate greșelele proiectanților, care sunt, v-am spus, niște Dumnezeu pe pământ. Haideți să vorbim și serios. Proiectul care a fost inițiat, PID-ul, ăla a fost făcut pe genunchi, domnule. Deci ăla nu a fost un proiect... Dar tot de proiectanți, nu? De și am dat și o miliarde, acolo, sau cât am dat. Cineva și-a pus parafa acolo. De asta, domnul primar Pantazi, acum spune, domnule, nu se implementează proiectul din cauza proiectanților, pentru că, dar cineva totuși a pus paraf acolo și a semnat, are o răspundere. Eu întreb până la urmă urmei și cel care a pus parafa pe proiectul ăsta are o răspundere, dacă este corect 10 cm de asfalt. Deci, și dacă dumneavoastră spuneți că mai mult de 11 tone, aici nu avem nu ce au voie să avem vreun indicator la intrare în orașul Pașcan care limitează traficul la 11 tone? Eu am fost personal înainte de ședință, am fost până la Topile și m-am întors înapoi, nu am văzut niciun indicator de genul ăsta. Deci o problemă tot este. Acum, bun, spărați. Vă întreb și pe dumneavoastră la fel. Aveți sentimentul că cineva vrea să fure din acești bani publici? Nu pot să acuz așa ceva. Deci eu nu, credeți-mă, eu nici nu vreau să fac politică strigând poții sau chestii din astea. Deci eu am venit aici în Consiliul Local, asta este dorința mea, să construiesc, da? Și să dau soluții. Asta este filozofia mea despre politică. Vă spun sincer. A face politică strigând la celălalt hoțule, eu nu văd o soluție. Nu, dar nu e vorba de hoț, dar cineva probabil are un interes de vreme ce vorbim de prețul foarte mare. Nu știu ce interes. Să fie interes, cine? Să fie nepăsare, să fie nepricepere, nu știu. Vă aduceți aminte figura primarului din ședința de consiliu? Se uita. El a vrut să retragă proiectul. Da. Consiliul a aprobat proiectele. El a vrut să le retragă încă o dată. El a avut dreptate, pentru că și noi trebuiam să fim chemați când a venit proiectantul și să discutăm aspectele care nu suntem bun, dar cine face cărțile atunci? Eu nu știu ce program este la primărie. Dacă mă suna cineva pe mine să spună, domnule... Domnule, aveți neclarități, uite, veniți și le lămurim. Veniți joi la 10, că să vine expertul. Și mă duceam joi la 10, dacă puteam. Dacă nu, vedeam, trimiteam un prieten. Tehnicul, 10 minute, încă 10 minute mai luăm, întârziem puțin cu știrile, dar trebuie să lămurim câteva chestii. Bun, asta vom vedea până la urmă la ce, la ce preț se va ajunge. Și domnul primar a spus exact la fel, licitația va regla prețul de piață. Vom vedea. Am înțeles. Bun, aveți proiecte, ați avut proiecte, inițiative, hârtii și așa mai departe. În ce măsură ele au fost
introduse în circuitul administrativ, tocmai pentru a fi dezbătute în Consiliul Local. Vă întreb asta pentru că, iată, cereri venite de la cetățeni, de ani de zile, putrezesc prin sertare. Consilierii fac tot felul de propuneri care nu ajung pe în plenul ședinței sau în comisiile de specialitate. Ce propunere ați avut? Ce propunere aveți în circuit și de ce ele nu ajung să fie dezbătute măcar? Să nu spun aprobate sau nu. Vă rog. Eu am un număr de 1, 2, 3, 4, 5 inițiative legislative locale până în prezent, la care doar la unul singur am primit răspuns, iar unul încă mai este în perioada de 30 de zile în care ar trebui să primesc un răspuns. Deci celelalte trei, nu știu ce se întâmplă, nu știu pe unde stau. Pe scurt, haide să repet, despre fiecare. Trebuie să așteptăm tot funcționarii din primărie să elaboreze niște referate. Pentru că Consiliul Local nu are un aparat de specialitate, cum vă spuneam mai devreme. Eu am făcut niște propuneri foarte simple până la urma urmei, adică nu am pretenții, dar... Haideți pe scurt, câteva cuvinte despre fiecare. De exemplu, am propus ca materialul antiderapant care se folosește în sezonul invernal în Pașcani, deci vorbim de acel nisip care se dă pe străzi și pe trotuare în orașul Pașcani, să nu mai fie nisipul ăla de orice fel, să fie un nisip spălat, de o anumită dimensiune, care vara să nu mai creeze furtuni de nisip, că se întâmplă câteodată când bate vântul în orașul Pașcani, nu știi unde să te ascunzi. Așa? Să nu mai infunde canalizările, să avem cât de cât un aspect curat și îngrijit al orașului, pentru că iarna este imposibil să ai mașina curată. Vă dați seama că... Prima, următoarele. Mai am niște sensuri unice pe niște porțiuni de străzi din zona Vale. Am descoperit în cadrul unei ședințe de comisie economică că în orașul Pașcani sunt diferite contracte de închiriere și concesiune și în aceste contracte sunt diferite cote de penalizări. În funcție de ochi, culoarea ochilor? Nu știu ce să vă zic. Eu asta am constatat. Am așteptat câteva săptămâni de zile. Am avut o promisiune că cineva va face o inițiativă și eu propun în toate contractele de închiriere și concesiuni să avem o cotă unică. Deci băieții deștepți plătesc cât? Dați-mi puțin. Păi nu știu, păi avem de la 0,6 pe zi până la 5% pe zi. 0,6 pe zi probabil cei deștepți, băieții care nu sunt pe felie, nu au culoarea potrivită, 5% pe zi. 5% pe zi, deci nici nu știu la cămătari cum penalită. E, dar nu știu. 5% pe zi este imposibil. Nu, e de rest, poți, normal că este. Și mai sunt contracte în continuare și asta nu de dragul... Dar vorbim de contracte moștenite de 120 de deci, ani. Vă spun sincer, nu știu a cui sunt contractele, nu mă interesează, eu vorbesc de o normalitate. Este normal, la un moment dat, să avem același tratament pentru toată lumea. Corect. Indiferent de ce culoare are, de la unde aparține sau neamul cui este. Am făcut o inițiativă la care am primit răspuns de redenumire a străzii Mihai Eminescu din zona Vale, pentru că știți că este strada Mihai Eminescu este împărțită în două. În partea stângă, de explanadă, cum mergi de la poliție la gară și în partea dreaptă. Nu mi se pare normal când intri pe o stradă să nu poți să o traversezi de la cap la coadă, pentru că, eu vă spun sincer, am avut oameni, eu stau pe strada Mihai Eminescu, am avut prieteni care veneau în oraș, Pașcani, intrau pe strada Mihai Eminescu și nu ajungeau nicăieri, se blocau la mijloc, trebuiau să ies, trebuiau să facă altceva, să mai folosesc GPS-uri acum, să folosesc tehnologii. Nu este normal. Aici am înțeles că face parte din PID și până ce nu se termină proiectul nu pot fi făcute cu PID-ul, nu pot fi făcute. Și mai am un proiect de astă vară, din luna 6-a, în care am propus măcar două terenuri de sport, două terenuri de joacă care sunt în administrarea școlilor, unul în deal și unul în vale, să pe aceste terenuri să aibă acces cetățenii după programul de școală, după sâmbătă, duminica, știți, după, că, nu știu, în vacanță. Până când vine un profesor și spune că vrea să țopăie să facă performanță. Nu știu, probabil dacă vrea să facă performanță, din punctul meu de vedere, pe terenul de la școală, are prioritate. Dar sâmbătă, duminica, nu văd nimic în vacanțe. De ce copiii care
acum se joacă pe trotuare și printre mașini, nu pot intra pe aceste terenuri și să le folosească. Cum le-am folosit și eu când eram copil și n-a murit nimeni până la urma urmei, că n-am rost asfaltul de pe jos. Vă rog, ce proiecte aveți? Eu mi-am dorit să... Cred că au intrat într-un fel de meditație. Elimin haosul ăsta din primărie. Într-un proces de meditație. Da. Cu consumul de carburant. Am zis, domnule, hai să încep dintr-o parte. Și pentru domnul primar o să fie mai ușor să verifice fiecare unde este mașină și consumurile respective. Nu am primit niciun răspuns. Deci ultima oară, deci este a treia oară când insist și o să insist. Am mandatul, insist pe proiectul ăsta. Acum o să văd săptămâna asta, cred că o să mă duc să văd unde a rămas. Deja de pe 22 august, când l-am inițiat, vreau să văd unde a rămas și ce s-a întâmplat. Trebuie să primesc un răspuns. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mult mai clar, adică, domnule, a inițiat un proiect, bine, e bun, nu e bun, uite, așa, 30 de zile să-ți dea un răspuns. Nu mai împași casete. Eu vă spun sincer, e un fel de bătaie de joc, de afront din partea unor funcționari la adresa Consiliului. Nu mai aici se întâmplă lucrurile. Și funcționare... Bun, mai aveți și altele? Da, mai am ăla de anvergură, ca să zic așa, cu un parc fotovoltaic. Ce-mi doream, să fie discutat pe masa consilierilor. Dacă nu erau de acord să meargă mai departe, nu era nicio problemă. Eu aduceam argumentele mele și fiecare... Și eventual îmbunătățit. Perfectibil, orice este perfectibil. Așa ar trebui să fie un proiect, până la urmă, da. Chiar dacă nu ideea nu se poate face sau are alte amendamente, dar... Dumnezeu, am o propunere, hai să o dezbatem. Dacă stă blocată undeva de un departament din cadrul primăriei, păi atunci chiar că eu, ca și consilier, nu mai am niciun rol. Bun, foarte pe scurt, un răspuns foarte pe scurt. Directoarea Casa de Cultură și-a dat demisia. Ce credeți că trebuie făcut acolo? Rău. Nu director, în primul rând. Da? Nu cunosc motivele. Ce să vă zic? Mă aștept la un nou început, o nouă variantă. Chiar eu sunt, deci, din discuțiile, din ședința de comisie, eu sincer vă spun, doamna Preotu poate face parte din elita intelectuală a orașului Pașcani, dar s-a văzut evenimentul care l-a organizat, a avut foarte puțini susținători și, după cum ați văzut în ședință, eu nu susțin chiolhanurile pe banii publici. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Bun, viitorul sună bine la Casa de Cultură? Să vedem, trebuie să vină altcineva. Deci, doamna preotu, deci din punct de vedere organizatoric, nu a făcut față. Managerial. Managerial, da. Știți că omul sfințește locul până la urmă, deci e posibil să fie și o variantă bună cu un alt director. Deci chiar concurs dacă, pe bune... Căutat un așa trebuie, să... dar ar trebui un om care până la urmă urmi să se impună, să-și impună ideile și să vrea să facă. Nu neapărat... Să se implice în special. Și Consiliul Local a aprobat toate mizerile. Ziua apăsă o călătoare, deci, ziua apăsă o călătoare. Spun, deci, orice programul, a propus, orice programul pe anul ăsta l-am aprobat. Doamna directoare ne-a asigurat că o să-l îmbunătățească unele activități, o să vină pe parcurs, ceea ce nu s-a întâmplat, în special pe perioada vacanței. Acolo am și întrebat-o, dumneavoastră, dar noi sărbăm numai ziua Franței și ziua Americii în vacanța. Ei ar trebui săptămâna să aibă o activitate acolo, mai ales după amiaza, în weekend, mă rog, când... Când se odihnește lumea. În weekend ei vor să simtă trebuie și trebuie să fie pauză și la... Poate vor să socializeze mai mult. Na, tineri, se întâlnesc în vacanță. Este o problemă. Da. Foarte mulți pășcăneni în weekend pleacă din oraș. Păi, da. Pentru că evident, nu au ce evident face aici. Ceva nu le ofer, nu le ofer nimic aici. Trage. Da, parcă, domnule, merge. Eu îi mai văd și eu, că și eu ies câteodată. Îmi pun problema, domnule, ce fac? Dacă ar fi evenimente organizate, nu neapărat pentru adulți, dar ceva în care se implice și copiii și ceva prezentări, ceva interesant de la săptămână la săptămână, pășcănenii să rămână cât mai mult aici, să consume în oraș, să rămână banii în oraș,
Și fiecare va avea de bun câștigat. Și încă un minut, 1 decembrie cu sărmăluțe, cu vin fiert, cu pas de defilare sau cu doliu? Pentru că nu prea am înțeles din ședința de consiliu, sunt sau nu bani? Vor fi organizate activități pentru în sensul ăsta? Sau nu? Nu. Deci s-au alocat pentru coroane 2500, am înțeles. Din 5000 care erau propuși. Dar atât de rău am ajuns? Suntem atât de săraci, atât de... Nu, apropo de ce buget avem, adică s-ar găsi vreo 20.000 de lei. Nu mai vorba pentru... de asta. Da, bun, și face 3 sarmale și restul 7 stau și se uită. Nici așa nu poți să faci. Eu l-am Dar care este soluția bună din punctul dumneavoastră de vedere? Înainte nu era bine că se făceau pe două paliere, pentru săraci și pentru bogați. Haideți să ne înțelegem. În primul rând, cine organizează evenimentul? Pe cine? Administrația locală. Vreți să-l organizați dumneavoastră? Nu, eu am întrebat pe domnul Ioniță. Zic, domnule, a spus viceprimar. Ați organizat evenimente de genul ăsta. De exemplu, cum ați reușit să dați o fasole cu ciolan sau, mă rog, un vin fiert și chestii de genul ăsta? Dânsul mi-a spus, domnule, mereu am fost la cerșit. Sponsorizare de aici, de acolo. Deci nu au luat bani niciodată la consiliul local. Domnul... Așa mi-a spus, acum... Bun, și până la urmă este, nu știu, o crimă să iei niște bani în Consiliul Local și să faci o sărbătoare? Eu aș fi vrut așa cum ca această sărbătoare să se manifeste normal. Parada armatei și totul cum s-au făcut în anii trecuți. Deci eu așa mi-aș fi dorit. Cu sau fără sărmăluțe? Sau cu sărmăluțe, fasole, cu fasole, sau... cu ciolan, așa, cu vin fiert. Deci... E sărbătoare, adică trebuie să o simțim puțin... Indiferent de lipsa banilor, nu chiar indiferent. Chiar dacă ținem cont de câți bani sunt la primărie, totuși la 9 luni, ce am văzut în execuție, avem un plus de 4 milioane de lei. Da? Eu cred că din acești 4 milioane de lei, de 1 decembrie, ar trebui să găsim 20.000 de lei, eventual să renunțăm la acel concert de muzică simfonică la care pot participa 200 de pășcăneni, să zicem, să renunțăm și să facem o paradă militară pe explanadă, pentru că copiii așteaptă această paradă și eu am copii și în fiecare an erau bucuroși că pe explanadă se face câte ceva. Și eu cred că la un 5 lei porția de, la 5 lei găsim porția de fasole la restaurant. Eu cred că la un 5 lei, la un 4 lei porția de fasole, cred că, nu știu, un 15.000 de lei, 20.000, haideți să împart 20.000, sunt 5.000 de porții de fasole care se pot da. Deci 5.000, 5.000, trebuie oameni buni, da? Deci... Trebuie de acord să se facă. Nu știu, la cei de la cantina socială, de acolo unde au ustensile, facem cumva, punem mână de la mână, vin și eu dacă e nevoie, împart fasole, fac carpâinea, car ceva, deci nu se pune problema. Ar trebui să... Deci este o dată pe an. Trebuie făcut. Bun. Dacă tot vorbim, iată, de porții, de pachete pentru Ziua Națională a României, fac apel pe această cale și la preoții noștri din Pașcac. Dacă au fost în stare să strângă rapid 5.000 de pachete pentru a le dărui credincioșilor la zilele Iașului, la Sfânta Paraschiva, sunt convins că pot să dea o mână de ajutor și pentru Ziua Națională a României la Pașcac. Pot demonstra, iată, o astfel de mobilizare și au ocazia să o fac acum pentru pășcăneri. Eu anunț în premieră. Acum mi-a venit o idee, dacă îmi permiteți. Vă rog. Eu am să solicit indemnizația colegilor mei pe luna decembrie, dacă sunt de acord. Și să pentru Ziua Națională. Pentru Ziua Națională și mă ocup, eu fac fasolele, gătesc-o pe cineva și invit și consilierii să împărțim fasolele pe explanată. Bun, și noi promitem, te iubito, că venim și filmăm, facem fotografii și le dăm la gazetă, da? Le dăm pe postul de televiziune. Bun, mulțumesc pentru participare. Mulțumim și noi. Și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. Urmează știrile Infobit. O seară bună în continuare.